Coada de camioane la punctul de frontieră Siret se întinde pe 20 de kilometri, însă partea ucrainiană a suplimentat cu 9 lucrători personalul de la frontieră, astfel încât derularea procedurilor la trecerea graniței dintre cele două state să se desfășoare mai rapid. În ultimele zile, valorile de trafic pe E85, mai ales în ceea ce privește sensul spre ieșirea din țara autovehiculelor transport marfă, între localitățile Dărmănești și Siret, a crescut în mod simțitor, fapt care a condus la formarea unor coloane de autovehicule de transport marfă pe unul dintre cele două sensuri de mers ale căii rutiere. Față de ieri, numărul camioanelor a scăzut cu 300. De asemenea, astăzi se preconizează că vor fi verificate 250 de autovehicule.